seara și bine v-am găsit. Eu sunt Florin Stanislav, suntem de la compania Flori cu Surprize și am venit să vă bucurăm această zi minunată, că sunteți omageat, așa? Și cineva, prin intermediul nostru, a făcut o surpriză. Și în primul rând, acest buchet va aparține dumneavoastră, așa, să vă bucure sufletul. O tortă, ca să vă îndulcească inima dumneavoastră și desigur o șampanie ca serviți împreună cu familia, cu prietenii, cu cei dragi, cinstea, sănătății dumneavoastră. Dar totuși vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine surpriza? Cam îmi dau seama că numai o persoană poate să fac așa o surpriză. Și cine? Verșoar, la Italia. Exact, este așa, dacă spuneți că e... Nu, mai de la dânsa pot să mă aștept la așa surpriza vine partea lui Inesa. Așa, și vreau să vă citesc și câteva cuvinte care m-a rugat să le recit. Scumpa mea verișoară, mai bine zis întotdeauna, ai fost pentru mine surioara cea mică, de care am avut grijă de tine. Cândva îți cadonam păpuși, jucării, dar astăzi împlinești 24 de ani. Te felicit cu ziua ta de naștere și vreau să-ți spun că mă mândriesc cu tine. Ai realizat o familie frumoasă, doi copii minunați și un soț iubitor. Îmi pare rău că nu sunt împreună cu tine. Să sărbătorim ziua aceasta împreună. Dar va veni ziua ceea când voi veni. Eu îți doresc tot bine din lume. Să fii fericită, iubită și respectată alături de cei dragi. Un mic cadou din partea mea, să te bucuri un pic și să zâmbești. Salutări la toți și la mulți ani, Găliuța. Și cum mă numești tu din partea lui Inesa? Inesa. Așa. Dacă aveți cineva să-i transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Au fost pe neașteptate și sperăm să la 25 să vii și ia cu noi aici, fața locului, să nu fie așa, dar să vii e cu surpriza. Proprii. Așa, cred că siguranță, următoarea surpriză va fi cineva. Personal.